încântată. Ce mișto arată. Așa cum scrie și în titlu, astăzi o să vă arăt noua Tesla și zic noua Tesla pentru că este total diferită la exterior. De-aia am foarte mare emoție acum când vorbesc pe acest vlog și vreau să vă zic că a fost cea mai grea decizie pe care am făcut-o până acum la mașină. Dar fără să mai stau la discuții, haideți să vă las direct cu ziua în care am lăsat mașina la modificat. A venit și ziua să ducem mașina. Sincer să fiu, mi-e greu să o duc, am așa o mică reținere. Inițial când am venit aici mi s-a pus pata pe un roșu, roșu ăsta exact, pe mașina asta. Și ideea este că când este la umbră nu este la fel de wow cum o să fie noul colant. Este un roșu frumos, dar ceea ce punem noi pe mașină este total diferit. Trebuie să ne decidem pentru culoarea mașinii și avem prea multe variante. Văd aici și albastru ăsta care arată super mișto. E și roșu ăsta la fel care arată mișto. Și astea așa care efectiv e greu rău de tot ales o culoare la mașină. O ultima întrebare înainte să-ți las mașina. Cum ți se pare ție colantul acum că l-ai cumpărat? Cum ți se pare față de roșu ăla care v-am eu inițiat? Roșu, culoare mai banală, mai întâlnită, pe când culoarea pe care ți-ai ales-o este... e total diferit. Da, e total diferit. Revenim cel mai bine în ziua în care trebuie să luăm de la colantat. Atunci o să avem și mai multe emoții decât am și acum, da? Miruna? Au trecut 3 zile și tu habar nu ai ce se află după peretele ăsta. Eu că nu înțeleg ce... deci abia știu să văd, nu înțeleg. Am luat-o pe Miruna pentru că ea habar n-are ce am făcut la mașină. Ioana știe, dar Miruna nu știe. Eu sunt plin de emoții pe mine. N-am avut niciodată așa emoții la nicio modificare. Sunt tare curios să-i văd mai întâi reacția Mirunei. Eu nu o să mă uit, mai întâi o să intre Miruna, dar mai întâi... Hai să-l chemăm și pe Nic să își facă o părere. Salut! Te salut! Cum ți se pare că ai ieșit mașina înainte să o văd eu? Mult mai frumos decât mă așteptam. Oricum e ceva deosebit. Și acum Miruna se uită ce n-ai... Că abia să-ți văd reacția. Ok, ok, bine. Pentru că este bine. Miruna, acum fizic. Deci habar n-are ce s-a întâmplat. Dacă m-ai fi întrebat pe mine, n-aș fi știu ce culoare să-ți recomand, pentru că sunt prea multe nuanțe. Nu cred. Dar... stai că primesc un spoiler, cred. Deci da, nu cred. Ea nu știa că am culantat, să zic. Ai culantat-o? Nu cred, ai culantat-o? Eu nu știam. Oh my God. Deci am pregătit un pic acum. What the fuck? Că tot ne-a dat Nic de gol că am colantat-o. Ce culoare că schimb mașina? Roșu. Roșu, nu? Eu la roșu da, mă gândesc. Că așa zice toată lumea care îl cunoaște pe Andrei. Păi și în Tesla mașina e roșie, adică... Unde roșie? În mașină. Ah, gen... Da, 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 pe display e roșie Tesla. Pe da, display da. E roșie. Dar am bătit inima, dar nu știu de ce, că sunt curioasă ce culoare e, gen, efectiv. Mi se pare ciudat dacă nu e roșu. Pe mână. Hai, Miruna, du-te și uite-te. Mamă, e așa bine. Și uite-te, să te văd. Deci nu cred... Vai, ce frumoasă e. Deci nu cred cât de frumoasă e. Stai puțin. Eu plec, mă duc. Mamă, ce frumoasă e. Deci nu cred așa. Mamă, ce culoare frumoasă. Eu încă nu știu cum e. Ia, ține puțin. Vai de capul meu, cum arată. Băi, nu mă așteptam să iasă așa. Tremur, deci efectiv tremur. Fai de capul meu. N-am idee cât am căutat-o pe internet culoarea asta să văd. Nu prea am găsit mai deloc Tesla pe culoarea asta. Sunt doar câteva în lume. Deci efectiv am rămas fără cuvinte cum arată pe aici. Doamne, cât de frumos e. Deci nu mi se cred că e a ta. Oh my God, nici mie. E total diferită. Mamă, cum arată asta. Asta e nou-nouț. Vai, și textul ăsta pe care îl vedeți aici o să fie modificat cu logo-ul pe bune în litere, dar momentan sunt pe drum, așa că o să vin eu ulterior și o să modific. Ia zi, Miruna, ce culoare e asta? Mou, cu albastru, cu verde, cu toate culorile. Ultramarin violet se numește. Ultramarin violet, shift effect. Shift adică effect. Un fel de cameleon, care va fi de senzație și ziua și noapte. Ba mai mult, dacă este soare, se vadă și zi de fapt metalizat. Da. Wow. Avem folie de protecție PPF pe faruri. Am stat să mă gândesc dacă să o pun mai fumurie, mai așa, dar am zis decât să avem noi probleme cu cine nu trebuie, mai bine o lăsăm așa și doar este protejată de pietre, de toate nebunile. De la apropiere cam așa se vede colantul, e și greu să focusez la cum strălucește mașina. Nu, e să cred că asta o să zic, asta e la Andrei. Da, efectiv.
Roșu ăsta, pusesem prima dată gândul pe el, dar uitați-vă cum arată ultramarin violetul ăsta, care e un albastru cu mov, cu tot ce trebuie, efectiv. Așa arată și la lumină naturală, ca orice colandă o să arate mai bine la soare oricum. Deci așa arată afară. Ce să mai acum, rămâne decât să vedem reacția prietenilor la noua mașină. Știi că mă ține de mână. Deci să nu tragi, da? Nu, poți să te uiți în jos, exact, poți să te uiți în jos. Așa. 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 Gata. 3, 2, 1 și... What the... What the fuck? Nothing. Mamă, ce ești tu? Doamne ferește. Păi, mă așteptam să spui altceva, nu colan. Da, băi, e colan frumos rău de tot. What the fuck, ce mișto e. Mamă, ce fine e așa. Asta e nou? A, da. E nou nouț? Carbon, a? Mă, da. Ți-ai luat asta, ți-ai pus Tesla, a? Da. Ți-ai luat nou model, practic. Doamne. Forță rău, bă, dar și mie mi-a plăcut acum când am uitat la aia de aici la de fapt. Băi, forță rău, chiar nu mă așteptam, e complet altă mașină, frate. Poți să-ți bagi culoarea asta pe tabletă? Da, e aproape aceeași. Vezi, e asemănătoare. Da. Hai, domnule Cosmin, că se poate așa tot așa. Bă, ce bă, picioare. Alăs, alăs. Deci acum, ce crezi că am făcut? Ai zis că e făcut pe exterior? Da, pe exterior. Jante. 2, 1 și... Dă-te. Mă, ce mișto arată. Vai de capul meu, ce mișto e. Dă-te. Nu pot să înjur. Acum merg, Jante, acum chiar trebuie, Jante. Da, acum trebuie, Jante, da. Colant sau vopsea? E colant. Colant? Da, bă, da. Cât de mișto e, bă. Bă, acum nu mai trebuie să mă uit după număr, te recunosc după culoare. Că până acum toți le aveați albe. Altceva, e tot ce trebuie acum. Bravo, bravo. Mama, da, mi-e frică. Ține mai. Da, acum? Da, hai. Sigur? Da. Wow, ce frumoasă e! Mamă! Ia ta mașină! Mamă, ce frumos e pe spate! Băi, mamă, e mișto rău de tot, mișto rău. Deci o ador, îmi place de 10 ori mai mult decât tot înainte. Dacă ne uităm la Dida și ei, efectiv, același lucru. Deci e exact ca mașină, uitați-vă și voi la Adidas. Oh, și nou spoiler! Da, și nu mă speră frumos cum arată. În concluzie, mașina îmi place din ce în ce mai mult. Vreau să vă pun părerea voastră în comentarii, să-mi spuneți cum vi se pare. În viața reală arată super, super bine colantul ăsta. În următorul video o să vedeți și reacția YouTuberilor, așa că dacă vreți să vedeți video cât mai rapid, apăsați pe butonul ăla de like, abonați-vă și ne auzim data viitoare. Vă pup, ceau!